Muzicanții din Bremen, de frații Grimm. A fost odată un om și omul ăsta avea un măgar, care de an și an tot căra să la moară saci cu grăunțe. Dar de la un timp, bietul dobitoc, i se împuținaseră puterile și nu mai era bun de nicio treabă. De aceea stăpânul lui se gândi într-una din zile, că n-ar mai avea niciun rost să strice pe el bunătate de nutreț. Măgarul pricepu însă că nu-l așteaptă vremuri prea bune și, fără să se mai aștepte, își luă tălpășița spre orașul Bremen. Nu știu de unde-i venise în gând că acolo s-ar putea face muzicant al orașului. După ce merse el o bună bucată de vreme, iată că dădu peste un ogar care zăcea întins pe o margine a drumului, răsuflând din greu, de parcă ar fi făcut ocolul pământului. Ce gâfâie așa, mă, apucă-l în colț, întrebă măgarul. Vai de păcatele mele, răspunse câinele, pentru că sunt bătrân și slăbesc din zi în zi tot mai mult și pentru că la vânătoare nu mă mai dovedesc bun de nicio ispravă, stăpânul meu și-a pus în gând să-mi facă de petrecanie și atunci mi-am luat repede tălpășița. Dar vorba e, cu ce o să-mi câștig eu pâinea de aici înainte? Știi ceva, i-a răspuse măgarul. Eu mă duc la Bremen să mă fac muzicant. Hai cu mine, că s-o mai găsi și pentru domnia ta un loc în taraf. Eu o să cânt din lăută, iar tu o să bați la toba mare. Câinelui îi plăcu propunerea. Cum să nu-i placă? Și plecară împreună mai departe. Merseră ei așa până ce întâlniră în drum o pisică. Și avea pisica asta o mutră jalnică, de parcă tot îi ningea și ploua. Ei, linge barbă, de ce mi-ești așa de tristă? Cine ți-a stricat socotelile, o întrebă măgarul. Cui iar arde să fie vesel când i-a ajuns funia la păr, îi spuse pisica. Pentru că anii bătrâneții m-au cam adus de șale și mi-au tocit colții și pentru că îmi place mai mult să mă tolănesc după cuptor și să tor decât să alerg după șoareci, stăpâna mea a vrut să mă nece. Am fugit eu de acasă la timp, nu e vorbă, dar stau și mă socotesc, încotro s-o apuc acum. Hai cu noi la Bremen, că la serenade nu te întrece nimeni și cu siguranță că o să-ți găsești și tu un loc în taraful orașului. Pisica socoti că sfatul ăsta nu-i rău deloc și se alătură celorlalți doi. Și-au tot mers cei trei fugari, au tot mers și trecând ei prin fața unei curți au văzut cocoța pe o poartă un cocoș care striga cu curigu din toată puterea rărunchilor. Ce ți s-a întâmplat de strice așa, măi, cu coșul? Întrebă măgarul. Astâmpără-te odată că împuiezi urechile oamenilor. Dau și eu de veste că o să fie vreme frumoasă. Dar la ce bun, spuse cu tristețe cocoșul. Mâine-i duminică și ne vin oaspeți. Dar vezi că stăpâna mea nu se mai arătă milostivă față de mine. I-a spus bucătăresei că ar pofti să mă mănânce la masă, în ciorbă. Așa că în seara asta o să mă scurteze de cap. Acum înțelegi de ce strig așa? Strig și eu cât mai pot, cât mai sunt în viață. Păi bine, creastă roșie, să te necăjești, matale, pentru atât, îl dojeni măgarul. Hai mai bine cu noi la Bremen, cu oriunde ai merge, ceva mai bun decât moartea tot o să afli. Ai un glas care te unge și de te învoi să cântăm împreună, nu asculta lumea cu gura căscată, zău așa. Cocoșul găsi că propunerea urecheatului este cât se poate de nimerită și tus patru pornile la drum. Merseră ei cât merseră, dar cum nu putură ajunge la Bremen într-o singură zi, se văzură silița noptezea într-o pădure. Măgarul și cocoșul își făcură culcoșul sub un copac mare, iar cocoșul și pisica se cățărară în rămurișul bogat. Dar cocoșul nu fu mulțumit de culcuș și zbură mai sus până în vârful copacului unde se simți mai la adăpost.
Înainte să apucă să adoarmă și mai roti o dată privirea în jur și deodată îi se păru că zărește în depărtare o luminiță. Atunci le strigă tovarășilor săi că nu prea departe de acolo trebuie să fie o casă, că ți-e zărește o lumină. Hai să o întindem chiar acum într-acolo, spuse cu hotărâre măgarul, că adăpostul ăsta nu prea e de soi. Câinele era la fel de zorit. Gândea că dacă ar găsi pe acolo nisca vaioase sau vreo bucățică de carne, i-ar prinde tare bine. Porniră, deci, spre locul unde se vedea luminița și în curând o văzură scânteind mai puternic. Și din ce se apropiau, lumina se făcea tot mai mare și mai mare. În cele din urmă, ajunseră la casa unor tâlhari, care era luminată ca ziua. Măgarul, ca fiind cel mai înalt dintre ei, se apropie de fereastră și privi înăuntru. Ce vezi acolo, măi urechilă? Întrebă cocoșul. Ce să văd? Apoi văd o masă încărcată cu mâncări și băuturi alese și niște tâlhari care stau în jurul ei și se înfruptă de zor. Așa ceva n-ar prinde bine și nouă, zise cocoșul. Mai încape vorbă, numai de ne-am vedea în locul lor, spuse măgarul privind cu jin cum înfulecau tâlharii. Chipzuiră ei în fel și chip cum ar putea să-i pună pe tâlhar pe coană și în cele din urmă găsiră ce aveau de făcut. Măgarul își ridică picioarele dinainte și le propti de marginea ferestrei. Câinele sări pe spinarea măgarului, pisica se cățără pe spatele câinelui, iar la urmă cocoșul își desfăcu aripile și zburând se așeză pe capul pisicii. Și așa cum erau orânduiți la un semn, porniră cu toții să cânte fiecare pe versul lui. Măgarul răgea, câinele lătra, pisica mieuna și cocoșul cucuriga. După ce făcură o cântare în toată regula, se năpustiră prin fereastră în odaie, dezdrângăniră toate geamurile și se făcură țăndări. De spaimă, tâlharii săriră în sus ca niște apucați și crezând că nisca vaistafii au năvălit în casă, fugiră îngroziți în pădure. Iar cei patru tovare se așezară la masă și luând fiecare din ce mai rămăsese se giftuiră de parcă i-ar fi așteptat un post de 4 săptămâni. După ce s-au ospătat în lege, cei patru muzicanți stinseră luminile și-și aleseseră culcușul fiecare după pofta inimii și după cum îi era firea. Măgarul se culcă pe un maldăr de gunoi, câinele se făcu covric după ușă, pisica se tolăni pe cuptor lângă spuza caldă, iar cocoșul se cocoță pe o grindă sub acoperiș. Și cum veneau de la drum lung și era osteniță, adormiră repede. După ce trecu de miezul nopții, tâlharii văzură de departe că în casă nu mai arde nicio lumină și că totul părea cufundat în tăcere. Atunci căpetenia le zise, mi se pare că ne-am cam speriat de pomană, s-ar cuveni să ne rușinăm că am fost așa de slab de îngeri. Și trimiseră pe unul de-a lor să cerceteze ce se mai întâmpla pe acasă. Iscoada nu dezluși nimic care să-l pună pe gânduri. Casa părea cufundată în cea mai deplină liniște și fără nicio grijă intră în bucătărie și voi să aprindă o lumânare. Dând însă de ochii scânteietori ai pisicii, îi luă drept cărbunii aprinși și se apropie de ei cu un băț de chibrit ca să-l aprindă. Dar pisica nu înțelese de glumă. Îi sări în obraz și începu să-l zgârie, să-l scuipe. Tâlharul trase o sperietură zdravănă și dădu să iasă afară prin ușa din dos. Dar nu scăpă cu una, cu două. Câinele care sta lungit după ușă se repezi la el și îl mușcă de picior. O lua atunci la goană prin curte și când trecu pe lângă maldărul de gunoi, iar se măgară o copită de văzustele versi. Iar cocoșul, trezit de hărmălaia de afară, începu să strige de pe grindă. Cucurigu, cucurigu! Atunci tâlharul își lua picioarele la spinare și nu se opri decât în fața căpeteniei tâlharilor,
căreia îi înșiră toate grozăviile prin care trecuse. Vai de viața noastră! În casă s-a cuibărit o coțofană furisită, care mi-a zgâriat tot obrazul cu niște gheare lungi ascuțite. Iar la ușă cine crezi că stătea? Unul cu un cuțit pe care mi l-a înfipt în picior. Socoteam că am scăpat, dar ți-ai găsit să scapi așa ușor? În o gradă, o namilă neagră m-a pocnit cu o măciucă, iar sus, cocoțat pe acoperiș, sta însă judecătorul și tot striga: aduceți-mi-l încoace pe tâlhar, aduceți-mi-l! Dacă am văzut că așa stă treaba, am fugit de-mi sfâriau călcâiele. Din seara aceea, tâlharii n-au mai cutezat să se apropie de casă, iar cei patru muzicanți din Bremen s-au simțit atât de bine acolo că nu s-au mai îndurat să plece. Și toate câte le-ați auzit și mi le-ați spus și mie, chiar adineauri, un fârtad al meu. Și cred că nu și-a răcit gura degeaba.